Traian este cel mai vechi om, unul dintre cei mai vechi pe care i-am cunoscut în Timișoara și care mai există. Ne-am cunoscut prin Cenacle, prin 60-61 și se remarca din capul locului ca o persoană care nu rima în genere cu cei din jur, deși scrie poezie în rimă mai ales. Cei mai mulți boemi folosesc o poezie strict, cum să vă spun eu, o poezie strictă, cu forme mai mult sau mai puțin stricte. Poate și ca un fel de reacție la dezordinea vieții lor. Este o ordine pe care o doresc și o compensează în acest fel. Traian era un om discret, nu lua cuvântul în genere la cenacle, foarte rar, nu mi-aduc aminte în mulți ani. Avea un mod quasi confidențial de a scoate din când în când o poezie, de a recunoaște cu greu că e a lui. Trebuia să-l întreb de mai multe ori de cine e, nu spunea întotdeauna. Pe dinăuntru poate, știu eu. Se spune că din duhul pietrei cântecul avortă, cum pacea din planeta ciudată prin aortă, spre inima vampir lin lunecă. Se spune iar că magul în retortă prepară sori de smoală ce în somn întunecă septentrionul frunții, sub care o statecă ideea împroșcată cu pietre se revoltă. Sunt pietrele petale de floare carnivoră, și sângele în corolă, joc îndrăcit de ele. Silabele pe buze, când auto se devoră, își vântură polenul mucegăit pe stele. Las liniștea lăuntric, auzul să-și asmută, în duhul pietrei cântă privighetoarea mută. La Belle Époque a existat și, Doamne ferește, acolo aș fi vrut să trăiesc, la Paris. Că mai... nu? Mare meu regret că sunt tot de întârziat. La un moment dat eram o speranță și după aia repede am devenit maestru. Fece și ciudățenie. Mai nu sunt un boia mea, sunt un om care vreau să scap de mine. Eu nu scriu cărți mai, eu scriu fantasmagorie. Dar nici nu mă interesează, domnul. I-am căutat poezia mea, domnule. Paradiziace șolduri de bacante și purgatorul sticle de cotnar și lubricul infern de chihlimbar sorbite în cupa cranului tău, Dante. Ulcioarele țărânilui Omar dansează roc pe mese în restaurante și pașii rubaiantelor savante se împleticesc și cad pe trotuar. Dar chiar cotnarul amar e, o Lenore, când îți cobește corbul Nevermore în sanctuarul viselor defuncte, când orbiești trist și beat și puncte, puncte. Și cad, recad și adorm pe Bacovia când mă trezesc finita comedia. Traian Dorgoșan uneori n-avea nici pâine, nici mâine. Avea un imn, un cântec, adică, care se cânta din când în când și pe care îl știu de la el. În 1492, Cristofor Columb, pe care se găsească țărmuri noi. Ne-am strâns la un loc. La un loc, mușuroi de termite. Mușuroi. Și legate în cruce cu șnuri de mătase, le-am depus amanet la bătrâna cămătăreasă. Cu banii primiți pe nespusa comoară, ne-am cumpărat un ocean de indiferență amară. Am instalat oceanul în odaie și am așteptat. Într-un târziu nepunctuală, destin răsfățat, femeia a venit. Ochii fascinați cu ochi de surpriză, dilatați de extaz. Fascinați de surpriză. Contemplă baletul de jazz, a
dilatați de extaz. Dilatați de extaz. Ia! Ea contemplă valetul de jazz al colifenilor rechin liliput și din scoica pleoapei cu cearcă îndurut al bizarei femei, rotundă și neagră ca noaptea nopților ei, o maximă perlă, fatidic păcat. Căzută sub masa de scris, ori sub pat, pieri înghițită de spațiul abis dintre veche și vis. Am spart atunci în țăndări oceanul cu toporul, apa se revărsa pe covoare, se dădea plângătoare și, sărutându-mi umilă piciorul, implora îndurare. Se zvârcoleau încălcite în alge confuze tentacole ispite. Este statuia de jad, în vreme ce eu, blestematul de iad, târându-mi pe trepte oceanul cel laș, ieșisem în stradă, instinct ucigaș. Și pătruns nevăzut la bătrâna în bârlog, să-mi aflu comoara lăsată zalog. Cu același topor furișat, sub o coastă, am izbit-o în țeastă. Prada am ascuns-o în taină, sub o lespede de spaimă. Și astfel, fantomatic în fiece noapte, la mine revin și adormite cuvintele, neîmplinite le împlinesc. Pe rând le trezesc ca să-l împlinesc unul câte unul pe toate. Amin. În ceea ce privește boema mea personală, modesta mea boemă personală, ce aș putea să vă spun? Dintr-un fel de non-conformism am început-o destul de devreme, nu? Eram elev, dar elev cât de cât emancipat și cu niște modele în cap mai mult sau mai puțin blestemate, ca să zic așa. Rimbaud, Verlaine, Bacovia și alții. Și trebuia, nu, să fac și eu măcar act de prezență în sensul ăsta, al undeva nesumisiunii, nu, insumisiunii față de viața cu minte, normală, etc. Orice act, cum e scrisul, presupune mai mult un regim nocturn. Pentru că boema, în principal, reprezintă inversarea ritmurilor cosmice, inversarea nopții cu ziua. Asta face ca boema să fie reductibilă la fabula cu greierile și furnica. Este revolta greierilor față de furnici, de furnicile harnice, strângătoare și de multe ori avare. Vinul o fi sfânt, e, dar nu e sfânt, e sanctificabil. E sanctificabil în Eucaristie, e sanctificabil prin jertfă. Și boema e sanctificabilă prin jertfă, nu orice bețiv este boem. Și așa mai departe. Și nu orice boem trebuie să fie neapărat bețiv. Fontanele prin piețuri țâșneau mai mult în scârbă și în cădere apa miros avea de cârpă. Iar însuire foșnet de șiș printr-o pafta intrată în putrejune, pe care o pafta, un ieftin pus acolo de taliu fără poftă, o mai țineau bățoasă, ca pe un prun o proptă. Tabacheră, hârtii, plaivaz, lulea, batistă, ciopetală, uitată de la lea, dădui până la urmă de carta mateiană, cărei am dat cetire în limba ei străină. Nu s-o misi o por de l'Orion, utoepi a la lejer. Nu mi-a plăcut însă întotdeauna boema printr-un fel de camaraderie vâscoasă. Și ar trebui, bineînțeles, să punem multe, multe grade și trepte și în această problemă. Există o boemă solitară, ca acel plop care stă răbdător, ca un consumator, ca să zic așa, la o masă la care nu vine nimeni și în care
el nu există decât ca umbră, ca umbră tot mai lungă în așteptare, că e vorba de umbre în apus, nu? Care se prelungesc ca așteptarea noastră, câteodată fantomală. Sigur, nu întotdeauna aceste corăbii dintre, să zic așa, dintre noi, erau absolut neabordabile una pe alta. Deci ne-am trezit de multe ori toate corăbile astea, unul când notam cam în aceleași, notam, pluteam în deriva acelorași ape, eram câteodată mai mult sau mai puțin corăbile bete ale lui Rimbaud. Se putea sări de pe o punte pe alta, așa cum săreau vikingii de pe un dracar pe altul. Regretul nu este că-ți bei mințile, regretul e că-ți bei opera. Uneori, boema, excluzând orice profesie, exclude și profesionismul, profesionalismul. Și că începe să se declaseze și să ducă la declasare. Și e bine, din când în când, să te izolezi și să nu trăiești fără criterii, fără axiologie, fără nimic de factura asta, ci numai pentru că, eventual, consumi timp, consumi ceva sau nu consumi nimic, într-o vorba aia, tavernă mohorâtă, unde pătrunde ziua printre ferești murdare. E între aceștia unul pătruns de orb pumnal, e între aceștia unul mult prea suav la fire și palid cum e floarea de pivniță și gang, pe lungile falange străfulgeră safire de ceilan, ca ochii statuilor de rang. Sunt șapte, cu albastrul ajuns de niciun lapis, nici chiar de pirozeaua tăriei, hoit pocit, cu fața în jos coboară vegheat de inși cu zapis al pescui. Acestui nu prea afund cocit. E o toamnă mult prea spelbă, iar ziua stă să scadă. Mi-e gândul la băiatul albastru. E un not de sensuri amintirea. Las între al lui să cadă o roșie garoafă în apă de pe pod. E o toamnă mult prea spelbă și ziua stă să scadă. Mi-e gândul tot la prințul safirelor. Un nex de cauze amintirea-i. Las între al lui să cadă în defăimata apă o floare fără sex. Așa cum Iisus este patronul, prin definiție, al tuturor marginalilor, de la prostituate până la copiii străzii, până la orfani și până la tanti baby care agonizează, cum de altfel agonizăm noi toți, însă nu ne dăm seama, numai că aici este vorba de o agonie reală, tocmai de-aia am evitat să o vizitez în această situație, nu neapărat din lașitate, ci dintr-un fel de sfială în fața acestor lumânări perisabile și foarte precare care sunt oamenii în articulo mortis, încât ai impresia că dacă respiri în preajma lor îi stingi.
Tanti Bibi avea ceva ocrotitor la modul cel mai deosebit, adică fără a simți că suntem cumva sub această aripă ocrotitoare, ea ne dădea mereu, ne insufla sentimentul unei siguranțe, pentru care nu aveai oriunde pe vremea aceea. Deci trebuia să simți că ești într-un loc unde se putea discuta liber și se putea discuta fără crispare, fără teama că a doua zi poate vom fi ușor sau mai puțin ușor anchetați, întrebați despre ceea ce s-a discutat. Deci avea acest har de a fi anfitrioană. Nu ne scotea niciodată din casă. Rămâneam noaptea aici, dormeam aici, plecam direct de aici, la unii la facultăți, alții la serviciu, alteori poate nici nu mai plecam. Ne întâlneam un grup de prieteni, împreună cu tanti Bibi și cu Ioana, nepoata dânsei, actrița de la Teatrul German cu numele de actriță Johanna Brunner. Se petreceau seri și după amieze și nopți minunate. Îmbrățișau un spectru larg, de la, repet, poezie, tot ceea ce era de ultimă oră, se comenta, recitam, erau adevărate recitaluri în care excela Ioan Crăciun și Ghiță Pruncuț. De asemenea, discuțiile filozofice veneau chiar uneori pregătiți pentru astfel de teme, dar bineînțeles că totul se colora și cu și grație licorilor bahice care nu ne feream și pe care ni le procuram așa cum se putea la vremea aceea. Tanti Bibi aprinde lumânări în altarul Ioanei și pune apă proaspătă în vaze, apoi aranjează, zâmbet linde înger planând, floare de floare. În continuare privesc draperiile, perdelele și tablourile. Tanti Bibi aduce cafeaua, discutăm despre Ioana, despre mesajele ei din eternitate. Reluăm fotografiile, ascultăm regviemul, mă uit la o zambilă carnivoră. Noi am început să venim aici de prin 80, până aici ne-a prins și Revoluția, în spațiul acesta. Eșarfes esul buclei sale într-un album. Eden ascuns într-un alb. Umeden ascuns eșarfes esul buclei sale, cu prinse în șnur lila scrisori vechi, nu fără de velinuri scumpe, vechi nu fără de velinuri scumpe, cuprinse în șnur lila, scrisori. Sfânta Ioană a Boemei, ea a fost aceea care ne aduna, polariza în jurul ei, spune o elită, chiar dacă această elită nu avea statutul acesta, n-avea cum să-l aibă pe vremea aceea. Cei mai mulți, de altfel, dintre cei care ne întâlneam aici, cu timpul au devenit autori ale unor cărți. Și chiar în aceste cărți sunt ecouri din momentele acelea, din acele întâlniri. Avea un farmec aparte și, bineînțeles, Ioana, cea care, pe lângă profesia de actor, actriță la Teatrul German, pe care o iubea și care i s-a dedicat cu devoțiune, avea la rândul ei o mare deschidere pentru tot ceea ce însemna artă și cultură. Și de aceea, împreună cu tanti Bibi, ne ofereau acest spațiu generos. Dragostea și încrederea pe care o manifestau în această dimineață, florile și zâmbetele lor, s-au dorit a fi tovarăș și secretar general al partidului, președinte al Republicii, raportul fiecăruia din noi despre totalul bucuriilor noastre. În ziua de 23 august se terminase demonstrația aceea. În frunte cu Ioana am mers să luăm prețul la Palace.
Ioana avea o rochie neagră din mătase și pe parcă printr-o predestinare, pe sânul stâng, un trandafir imens roșu. Se știe cartea lui Treanu că... În noaptea aceea, spuse ea, bătând aerul cu mâinile, mi-a crescut pe sânul stâng floarea. Și tăcui eu. Noaptea trecută, floarea s-a deschis. Și striga eu, gâtuindu-mi vulturul amuletă, în noaptea aceasta voi fi a ta, chicotii floarea. Pe masa de alături, poetul plângea. Auzi ce zice Dreador Cușa? Că pe dracu poemă, poema sunt eu. Au momentele alea faine când îl scoteau la ora închidere de la Crelul Palace. Crelul da, super. De la Palace îl lua așa ca pe un sac la chelnerul sau ca pe un caposurcică mai de treabă. Și el, bineînțeles, era cu capul spre, spre public, spre spectatori și făcea goodbye, goodbye, goodbye. Avea vorba lui. Da. În fața a treia, a patra, vrei cap, hai afară. Monu s-a născut pe deacon în Cureță numărul 15. Și câteodată se supăra pe mine că el avea drumul lui, eu aveam drumul meu, că era mai înalt, fiind mai scump. Și nu prea ne înțelegeam, decât la el acasă, era tot la el în gază. Și avea vișinul așa în pârâ. Și e și cartea lui domnul Dumbrăveanu, Angel. Și a țipat la mine, vrei să scrii sau nu? Ce frumos! Și m-am speriat. Și a luat cartea lui în mână și a început să-mi spună. Cartea lui Dumbrăveanu? Da, Angel Dumbrăveanu. Care de altfel i-a spus odată o chestie celebră, dacă vă amintiți, i-a spus lui Mono, Angel Dumbrăveanu, ce-i domnule, vrei să intri cu bocanci în poezie? Dragă poezie, află despre mine că sunt necăsătorit, angajat al unei întreprinderi timișorene. Deci nu sunt student ori vreun poet de 40 de ani, tânără speranța poeziei românești. Cu toate astea, m-am hotărât să-ți scriu pentru a ne da întâlnire într-una din seriile următoare la cafeneaua ta, Rom. Mă vei recunoaște ușor după plete și ceașca de cafea, care îmi va tremura în mână de îndată ce mă vei privi puțin mai insistent. Dragă poezie, o singură rugăminte aș avea. Să nu care cumva să vii îmbrăcată cu vreuna din rochiile prolet cultismului, ori în vreo bluziță stil poezie patriotică contemporană înflorată cu chipurile marilor voievozi ai neamului, ori cu vreun sutien gen articol de pe prima pagină a câte unei reviste literare în care o personalitate septuagenară dă sfaturi tinerelor condee cum se scrie o epopee națională. Dragă poezie, mi-ar face o nespusă plăcere dacă ai veni într-una din rochiile tale de fiecare zi. Altfel, să știi că îmi va fi sincer rușine să ies cu tine pe stradă sau să te prezint tinerilor poeți din generația mea care aici la Timișoara alcătuiesc unul din grupurile cele mai avangardiste din țară. 80-iștii bat, bucureștenii bat monede pe turta lor, că ei sunt promotorii postmodernismului în poezie, în proză, în ce, și când, pe nu e cu totul altceva, când de fapt monodersilismul de fapt este, după mine, adevăratul promotor al obzecismului și al postmodernismului în poezie. Eu, poet fochist în subteran, în acolo, și care scriu poezii de atâta timp și nicio redacție nu mi le bagă în seamă, dar va veni vremea când mă voi răfăi eu cu toți redactorii de reviste. Căci altfel nu se mai poate. După mine, un text emblematic pentru dimensiunea contestatară a postmodernismului. Bucureștenii n-au dimensiunea asta, ei sunt palizi pe dimensiunea asta contestatară. Au și ei, de altfel, în alt chip. La ei, ironia, ironia, jocul, da? Mă rog. Ceea ce ar trebui să cădem de acord că factorul coagulant între noi era dimensiunea asta culturală. Și nu e vorba numai de scris. Ceea ce mai definea boema noastră era și o atitudine existențială, cumva. Deci aveam nevoie cumva să, măcar în forma asta minimă și cumva particulară, să ne dezicem sau să refuzăm ceea ce în fel părea să fie cumva așa fatalmente opresiv.
mi-am salutat ideea să mă opresc, să mă reazem de mirasma lor și să beau o bere la calul Bălan. Domnilor, oamenii foșgăiau, se învălmășeau în amiaza caldă. Totul era încremenit în aceeași larmă a vocilor, în aceeași stampă a chipurilor. Așteptam acum să-mi recunosc țipătul la oaltă cu fericirea. Domnilor! Constantinovici, poet extraordinar care a fost apreciat de Mazilescu, dacă îmi dorește, îmi amintesc, la Casa Scriitorilor. Și parcă la Iași ați fost cu el. Nu știu, dar de ce îmi amintesc? Da. Pentru că era important că el ne oferea casa aia superbă. Aș vrea să vă reamintesc și cred că o să fiți de acord cu mine că ne-a unit în fond o energie formidabilă. Aveam timp să ne facem și studiile, să ne ducem și la serviciu, să scriem, care era lucrul cel mai important, și apoi să ne întâlnim și să discutăm. Și mai departe, zici tu, căutând în asfaltul topit cuvintele înflorite odată în gură. Poezie seceră neagră paște trifoiul părinților cu Dacia la poartă. Cuvintelor înflorite de surzenea lui Moș Achim, și a primarului venit la Moș Achim să bea o țuică de piersici și să amintească de apropiata hora a murgului. Adună-te, ghemuit, Ioan Crăciun, lasă-te cules de bătrânii aceștia din trifoiul ud de roa sărăciei lor. Scrie-le un poem, Ioan Crăciun, oricum tu vei purta în amintire absența lor, a bătrânilor căzuți în toiege, prelinși pe coasta unui deal. Dincolo de aparenta noastră sete de licori, de fapt, noi trăiam o sete spirituală de a trăi, de a experimenta întreaga gamă esențială, de la derizoriu la sublim, care este, de fapt, amprenta adevăratului spirit uman. Trebuie să-ți clădești mereu altfel viața, derutat de nisipurile ei mișcătoare. Îngâietor e vârtejul coapselor sale, perfidă capcană din care te smulgi dacă nu-i prea târziu. Și mereu un strop de sânge în plus pentru vechile datorii aproape uitate. Ani pe urmele noastre jinduindu-ne ca pe o pradă și noi cu gândul duș la zoric în razele în mână paloșe ne-au pus. Noaptea indigou al zilei în care imaginile se ordonează după legi necunoscute, în care prietenii fiecare pe cont propriu explorează o nouă dimensiune a realului pentru a supraviețui tuturor înfrângerilor. Oraș în care străzi și cartiere întregi respiră un aer de legendă, cu clanuri de lună brodând vetuste goblenuri, unde fericirea poate însemna un cutremur anonim al ființei. Asta aș vrea să remarc prezența lui Mircea Evănescu, care pur și simplu se lăsa contaminat cumva de, să zicem, de un anumit entuziasm care ne bântuia pe noi în felul ăsta, în forma asta de a face cultură împotriva culturii oficiale și împotriva curentului. Seriile alea de Timișoara, ce deschisorile tale, parcă la o revedere de aici pe Evănescu. Da, și ce să spună și ne orienta foarte subtil și pe așa, fără să cumva să ne dea cumva senzația de pedagogie, dar totuși cumva ne orienta, ne dădea titlul de cărți și ciudat apăreau aceste cărți interzise, practic, fie prin xeroxate, fie... Făceam, de exemplu, Confesiunile lui Sfântul Augustin, după aceea Unamuno și alte personalități care erau cumva considerate periculoase. Și la un moment dat el ne-a citit niște traduceri de ale lui excepționale. Nu știu, ți-am inteles, cu dicționare, ceea ce ne ajuta în poezie, ne ajuta în școlii de a privi cumva spre... Iată că această trupa noastră de boemi, ca să zic așa, era aproape aceeași trupă care, pe vremea când Vio coordona Cenaclu Pavel Dadra la Casa Studenților, ne întâlneam acolo, parcă din două în două duminici, nu? Deci aceiași oameni, studenți, nestudenți și așa mai departe.
Ilat la ultimul solstițiu, vei cerși iertarea orașului pe care îl străbați, de la origini până la ultima legendă. Fantomă cu ochii scormoni în ruinele. La Sinaia, nu? Cum zici tu, sufletul, sufletul se pune prin om, nu? Și Mono a fost un suflet, un lider, cum s-a zis. În ce sens lider? Nu pentru că a stat lângă cimitir, nu pentru că i-a plăcut să vă ia. Deci mi-a povestit cum a luat damegeana de vin cu trucuț în noaptea de Sfântele Paști. Și mama lui fiind frumoasă, a zis, foarte frumoasă. Zis, iar tatăl lui n-a avut noroc. Ce s-a întâmplat la femeie? Tot timpul Ron a fost supărat de acești vizitatori, de acei milițieni, care nu ne scăpăm de ei nici azi. Cursele, cursele viului rămase cu săpăturile tinere eterne acestui tipar. Însămânțătorii de lumină toate trec printr-o piață cu oameni. Ecranizați sănătate, decesele firii, dar desigur în aceeași piață oamenii aleg. Din valuri de cer un nor în comunicare își scapă cămașa. Oamenii, aceiași oameni gâfâiți pe sub streșini. Abatorul își curăță ochii. Ce energie formidabilă aveam, dar o dirijam în lumea asta noastră. Noi, aici boema, de când, eu cred că am trăit-o în grup, dar fiecare a trăit-o și pe cont propriu. Adică, este o vorbă la români, că băutura trebuie vorbită. Da. Deci vorbeam. Ești atât de vie, atât de prezentă, atât de aici, încât mă și suspectez de a mă fi rătăcit doar eu, grație cine știe căror cărări putrezind lent în privirile morților. Ești atât de vie, atât de prezentă, ești atât de aici, încât mă și suspectez de a fi tot mai sedus doar eu de contopirea unei picături veșnice de întuneric cu zilnicul soare. Pare chiar să te întâmpine pe străzi ce picotesc în susurul căldurii și în gregorianul cor al vrăbilor. Pare să te întâmpine un respiro duminical când aerul se prelinge ca o aurie uitare și lumina ce te învăluie imprevizibil e deopotrivă un suflet al locurilor și suflet al răzlețirii din carne. Ion Monoran era un fel de pontifex al acestor spații, era un fel de sacerdot, așa, celebra întâlnirea cu poezia. Era un spațiu care răspundea unei poezii specifice generației 80. Aveam și băuturi destul de, cum să zic eu, astăzi n-aș mai putea să le mai... Probabil că și ani au trecut. De exemplu, o țuică celebră prin mirosul îngrozitor pe care avea Mureșane, spunea. Țuică a vreo 50 de lei, costă, era o jumătate de kilogram, așa. Și romuri și astea groaznice, pe care astea nu le-aș mai avea. Cumpăram pâine, așa, semi, chiar și neagră, sau conserve din astea, așa, la ducea Mondoran cu conserve. Erau bune, așa, probabil că după țuica îngrozitoare avea un gust special. Era o evadare într-o temniță, adică dintr-o temniță largă, temnița de afară, o temniță de aici în care era o temniță cu un spațiu care se intimiza prin poezie și se producea și un fel de stranie metamorfoză acestei temnițe, că este într-adevăr un soi de carceră, așa, numai că asta se umaniza și devenea prin întâlnirile astea ale noastre un spațiu de libertate, paradoxal, eram liberi aici, eram într-un soi de alteritate, cum se zicea, un soi de diferență eliberatoare. Eram altfel. Parcă ar fi o cârciumă sala cazanelor, cu galopul aburilor prin serpentine și aparate de contracurent. Până acum, cred că a trecut o mediterană prin conducte. 12 ore singur la subsolul unui bloc cu 4 etaje. Aproape că vine să urlu, când mă gândesc cum fac alții din Ștefan cel Mare un erou prolet cultist. Monoran avea, nu i-aș zice neapărat o frustrare, cât un soi de repliere sentimental, sufletească și existențială pe poezie. Socotea că poezia ține loc de orice tip de diplomă și că ea este de fapt ceea care te legitimează și uman și social. Avea un registru ca ăsta, așa,
în care scria tot felul de cifre bizare, așa, care nu le-am priceput nici atunci, nu le pricep nici acum. Nota parametri de căldură, căldura puțină care era. Realmente am învățat enorm de multă poezie și de la el, și de la Virgil Mazilescu, Bunăoară, și de la alții, Petre Stoica, mai nou, Șerban Foarță, în întâlnirile care știau foarte multă poezie, mult mai multă decât putea să le dea un curs astisit. Timișoara celor ani a avut, fără îndoială, eu cred asta, o boemă care se simțea într-un raport de underground, de subterană și față de București, întrucât exista, să zicem, despărțirea asta care ținea de centru provincie, pe de o parte, și pe de altă parte, în raport cu literatura de prezidiu, oarecum, locală. Mare parte dintr-o literatură care se învârtea în jurul poeziei, prozei în special, critica mai puțin, aș zice, din Medilescu, Uniunii Scriitorilor, Asociației, vrând nevrând a revistei Orizont, care era obligată să publice, să facă rabat de la valoare numele unor comandamente care nu țineau de voința, să zicem, a celor care erau bine intenționat critic, de cei care vreau să instituie valoare în paginile revistei. În raport cu această literatură care își căuta alibiuri valorice în autoritățile culturale, lumea asta de aici, de sub țevi, își simțea un tip de revendicare, un tip de libertate și realmente nu i se putea cere nimic, întrucât nu cerea nimic. Stai în birt și bei, amăgindu-te cu gândul că măcar așa, într-un fel sau altul, te vei putea vedea liniștit, când de fapt te scârbește porcăria devenirii, labirintul prin care ești nevoit să treci pentru a putea deveni și rămâne în același timp tu însuți. Stai în birt și bei, până când vocalele numelui tău devin cupe din care îți sorbi viața. Deși pe măsură ce sorbi, îți dai tot mai mult seama că licoarea e mai searbădă decât anii ce s-au dus. Ieșeam de la Casa Studenților pe la 10:10 și ajungeam aici cam în 5 minute. Era, bineînțeles, ca o eliberare după tracasările tot mai numeroase. Știam, vorbeam dinainte cu Monoran, îl găseam aici, în tot felul de ipostaze, ori mânca zacuscă în timp ce completa formularul respectiv sau învârtea câte ceva la țevile astea, mult mai zgomotoase atunci decât acum. Îl găseam bătând la o mașină veche, arhaică, nu interbelică, cred că înainte de primul război mondial, cu tot felul de taste lipsă, la care el bătea cu o dexteritate ieșită din comun. Lumina era foarte slabă, bătea textele lui Rodian Vasilache, un lucrător de la tramvai și un poet extraordinar. Împreună le selectam și le piguleam, le mai corectam, puneam căciulele și sedilele care lipseau de pe mașina respectivă. Și așa mai trecea o oră, două. Și între timp, bineînțeles că se consuma și tura. Și așa, după miezul nopții, ne cam despărțeam, ușor obosiți. În marginea orașului îmi pot permite oricând să umblu desculț, dezorientat ca un câine printre bălăriile încinse de soare, hăulindu-mi dorurile calde, suspendat în realitate, făcând pe spate pluta. O lungă călătorie aici întotdeauna mă așteaptă, în care mă proclam soare schilodit de vânt. Când degustam din sticla cu vodcă sau cu rom, bineînțeles că îmi venea în cap versul lui Monoran, extraordinar de frumos, cel despre sintaxa pe care el o culegea de pe buzele umezite ale bețivilor.
Avea o poezie a țevilor extraordinară. Țevile erau un soi de tract existențial pentru el. Era atâta metafizică și dialectică în ele, încât e greu de cuprins. Despre locul acesta nu trebuiau să știe autoritățile, dar ele, după cum am aflat mai târziu, știau, așa cum știau și despre descinderile noastre din cimitirul din Rusu Șirian, unde ascultam Bach și Chopin și recitam din Bacovia. Înțepenește cu ochii pe lucirea mată a discului. Vino pe aici, strigă Rozalia din dosul unui difuzor cu margini negre. Îi face semn cu mâna, îl apucă de cot și arătă scara. Urcă amândoi în podul bătrânei case a masonjilor, se strecoară prin întunericul cald. Se izbesc de obiecte rotunde și ajung într-un colț plăcut cu un divan prăfuit și dărâmat. Prin unghiere, pânze de păianjen și oale de lut smălțuit. Lumina se strecoară printre țigle și în sulițele ei puteți fire de praf. Stau pe divanul cu arcurile sparte și valuri de praf se ridică în razele acelea strălucitoare. Știau, Dumnezeu știe de unde. Bănuiesc că nu erau pitiți după crucile din cimitir și nici pe aici nu stăteau în vreo gheretă sau în vreun compartiment al acestei pivnițe. Ioța stătea mai slab cu gospodăria, deși se pare că a pus mai din gros materie cenușie. Însă nu avea destul norocori, se slobozea venitul din pricini necunoscute printre degete. Iar în momentul înfruntării, soarta și-a arătat dosul ei schimbător, căci Ilia, cel călcat de nenorocire, cu toate că inspirat, a scos primul pistolul, n-a apăsat la vreme sau în direcția potrivită. Între timp, inșii au luat unul față de altul o oarecare distanță. Poetul alcoolic și prieten al căruțașilor de imagine Timișoare, Gheorghe Pruncuț. Scrie așa aici și afară. Acolo la găini? La găini, are o măsuță aici pusă și acum dă o cărămiză acolo pe măsuța aia de el pusă. Nu le-a mișcat. Stătea acolo și ce scrie. Și îmi povestea tot felul de lucruri strane, așa cum stătea aici cu găinile astea. Da, cu o găină. Două găini aveam sau trei. Și o găină, când scria el, totdeauna se urca pe măsuță la el acolo, pe cărți. Acolo pe hârtirile alea și să stătea și să uitea la el. Și erau prieteni așa. Da, era prieteni cu el. Bă, de mine că zicea, mamă, să nu tai găina asta niciodată. Nu o tai, eu zic, eu nu tai găinile. După ce le făcea așa, citea și dumitea? Citea, da. Mm-hmm. Mai citea câteodată, mai câteodată. Ce, lasă-mă în pace acum că fac. Fac poezie. Da. Și Ghiță, o vreme unde a lucrat el așa? A lucrat la tramvai înainte. Ce era la acolo, nu știu ce a fost el acolo. Și atunci a fost la fabrica de bumbac. Așa, da, clar, da. Că ăștia spuneau, mai râdeau așa la bir când se întâlneau și spuneau că tu ești la tramvai acolo, ungi tramvaile. Ziceau, mă rog, glumă. Da, da, în glumă, da. Și după aia la bumbac, acolo ce făcea? La fabrica bumbac, așa știu că există. Da, bumbac, acolo găsut pe soția. Acolo la socasătorii. Și lucra în ture sau cum fac acum? În ture lucra. Uh-huh. Dar era văzut de toată lumea acolo de bun. Așa. Dar știau că scrie poezie. Da, știau. Știau că scrie poezie. Pompierul poet. Da. Da, totuși mai. Dar eu fost iubit acolo de toți, așa, eu plăcut cu toți. Cel care moare astăzi jinduiește să nu se mai întoarcă din pământ. Reîncarnat în diavolii minciunii ce locuiesc adesea prin cuvânt. Și îmblânzită, ultima dorință se vrea peisaj frumos de primăvară. Dar ghemuit sub poduri seculare vei mai cânta o clipă la vioară. O muzicant și prieten ofilit, dacă aș putea, ți-aș da o săptămână pe un cântec niciodată auzit, la cârciumă. Pe timp de semilună. Eram câțiva care... El zicea despre noi că suntem crai de curte veche. Da, așa zicea. Spuneam, mergem să facem o pașadie. Da. A
asta însemna că mai mergeam să și bem câte o bere. Deci atunci eu aici nu vă uitați, nu vă uitați la servietea asta cu poezie. Avea o anumită pudoare, jenă, da. să nu vadă cei apropiați. Cam de când scrie el așa? Cam de pe la ce vârstă s-a apucat să scrie? Scria așa mai cam de mult. Scria orice când el, dimineața, când îl apuca, ori după masă, ori cum ăsta. De multe ori și dimineața. Da, da, și îl chemam, zice, mama, nu mă chem la masă când e gata masa. Da. Te cheamă mama, zic, la masă și văd. Am uitat probabil de masă. Uneori mai ajungea puțin mai târziu la catedrală da, și atunci da. Spunea că a scris și că Dumnezeu îl iartă, că da, Dumnezeu da. Nu-i gelos, că știe că a creat poezie. Că eu făceam, nu mai scrie duminică, mă ghiță, nu scrie duminică. Ba las-o, mamă, că iartă-mă Dumnezeu, zice, așa că spune, da. Nu mai, că scriu, că asta nu-i lucru, zice, nu știu ce lucru. Nu-i că, păcat. Nu-i păcat. Ghiță uneori îmi spunea că venea despre dimineață și ca să nu vă deranjeze, spunea pe iarbă și pa? Lăbuș. Da, știu că venise el așa că am pilit odată într-o noapte și vecina asta l-a văzut, nu era așa târziu. Da. Și era acolo și răbuș, era un nuc aici, așa, da. Un pom, afară că l-a tăiat acum, a făcut ăștia grădină și toate. Și zicea că răbuș, vorbea acolo, răbuș, răbuș, tot mânca la tata, nu știu ce, că te urcâne, nu știu ce, cu tare, cu tare. Și tare tot îl mângâia pe răbuș, tot îl place, îi plăcea de răbuș, tot din ea. Uneori spunea că numai răbușul înțelege. Dar i-a plăcut să meargă și la cimitirii, ultima. Vedeți, parcă așa a fost ultima dată când a murit, apoi așa, el zicea, parcă și acum ați o minte, am scos duna aceea afară, în curte la aer, că s-o pachetez pentru, da. Pentru iarnă. Și zicea, mamă, bine, o scoatem și zice, e o lumânare și niște flori și duc la tata la mormânt. Recita atunci când era pilit, era recita și nu mai... Non-stop. Mai lasă-mă în pace, pace acum, îți facem, dăm pace acum, acum ne culcăm să dormim, zic că uite-te, e noapte. La cimitir e primăvară-iarna. Copaci de nea îmbobocesc mereu. Îmbobocesc și crucile de vreme și ce mireasmă lasă Dumnezeu. Și ninge mulțumiri de curcubeu. Fosforescentă noaptea mă urmează, duleu de stradă, înger derbedeu, adulmecându-mi sufletul oftează. E bine nevăzut și liniștit, dorm ochii sub cupole transparente, aici pe bancă șade împietrit, un secol cu privirile demente. La pian, acum, Johnny Răducanu își amintește de Duke Ellington. Jurnal, prin 1973. Seara târziu, după închiderea discotecilor, ne adunam în parc. Stăteam pe o bancă și beam cu toții dintr-o fantomatică sticlă. Fumam țigări fără filtru, nu aveam unde să mergem. Peste tot bocăneau pașii gărzilor de noapte, peste tot auzeam. Buletinul, ce cauți? De unde vii? N-aș putea să spun că există o poezie timișoreană cu o culoare aparte. Există poeți timișoreni cu totul deosebit și care și-au locul lor precis, personalizat în panorama literară românească. În anii 70-80 însă a existat poate o tendință ceva mai discursivă în poezia timișoreană, tendință influențată foarte puternic și asta trebuie neapărat întotdeauna amintit de grupul scriitorilor germani. De obicei există o interpretare ambiguă a ceea ce înseamnă boema. Spun asta pentru că tendința este de a reduce boema în sine la ipostaza ei comportamentală. Generația 70, care a fost foarte puternică în sensul ăsta un exploziv nonconformist și care, cum spuneam, gravita în jurul fenomenului muzical. Eram chiar europeni de înaltă clasă în sensul în care ne trăiam vârsta. Citeam
poeme din ale generației Beat, adânc marcați de Allen Ginsberg, și frecventam cluburile în care se cânta muzică mai deosebită. Timișoara a fost un spațiu ciudat și plin de motive pentru a fi, pentru a trăi puțin diferit. Într-o perioadă plină de reguli, într-o perioadă în care e clar dictatura încerca să înregimenteze fiecare mișcare, fiecare comportament, era greu să discuți despre o boemă în adevăratul ei sens. Marea boemă a fost în zona muzicii în Timișoara. Mă refer la perioada lui Spitzi Reininger, care este o etichetă pentru boemă. Spitzi Reininger, care a făcut tot felul de năzdrăvăni până l-au dat afară din liceul Lenau. Ujică și Șerban Foarță, care a venit pe filiera Ujică în mediul muzical, deci era un scriitor adoptat în starea asta de frondă pe care o crea muzica. Canarul galben ca un galben nu, cu pene moi și ochii duși, plângea de după sârmele de argint și plânsul se pierdea în vânt. Și plânsui se pierdea în vânt. Și plânsui se pierdea în vânt. 73-74 m-au prins la Casa Studenților, eram un soi de regizor de teatru experimental și făceam atunci spectacole care au și fost interzise. După aceea trupa a fost dizolvată, a fost primul contact al meu cu fenomenul public controlabil din afara mea. Mă amintesc momentul ăsta pentru că în perioada aceea am început să scriu, sigur, din liceu și încă din clasa a 6-a, 5-a, 6-a, obișnuiam să merg la un cenaclu al elevilor din Timișoara, undeva prin piața la Hovari, la un liceu. A urmat apoi Casa Studenților, care a fost mediul meu de formare și acolo am întâlnit primele mari personalități față de care am avut o deosebită, și am în continuare o deosebită considerație. Oameni care mi-au marcat puternic existența. După 90, fenomenul boem cred că a început să se amplifice atât de tare încât nici măcar nu mai e observat, decât dacă vrei să-l cauți cu predilecție. Există medii în Timișoara în care poți observa mișcările ciudate ale boemei și aș putea să vorbesc în primul rând despre cluburile de jazz, Pod și respectiv acum The Note, unde se mai păstrează ceva din legăturile sau din fosta atmosferă de interferență, artă plastică, literatură, muzică. Într-un fel, pornind de la Zaharia Slichte, celebru personaj, Matei Călinescu, care era un cerșetor profesionist, prin analogie putem spune că parte din cerșetorii de acum sunt boemi, după cum parte din copiii străzii sunt boemi. România! Iată un vis care mă obsedează. Se făcea precum că am ieșit noaptea pe stradă și din ceea ce vedeam nu mai recunoșteam nimic. În jurul meu se lăsase bezna și un vânt șuierător
spulbera o palidă puzderie de stele, iar trombe galactice se întretăiau în depărtare, în licărirea lor fosforescentă, printre pâcle și sunete țiuitoare, subțiatele umbre ale unui prelung șir de orbi, înlănțuiți către Calea Lacteie. De cine te aperturi România cu elicopterele de atac, ultrasofisticatele radare și subtile comandamente de mici demoni zburători? Și atunci am mai spus, pe scheletul tău roiesc omizile verzi ale armatei și comisioanele grase ale patriotismului. Pe burta-ți subtă, frige și intră în carne relegata cataramă liberală. La subsolurile tale năclăite se umple domeniile social-democrației. Pe spatele tău coșcovit se întinde recolta de scabie a dreptei de stânga. Pe pieptul tău tatuat cu toate culorile se escumează stânga de dreapta. Tălpile tale crăpate zemuiesc de țărăniști de oraș care se umple ca niște apoplectice mici bube stacotii. Pe dosul tău fac valuri fronturile duhnitoare de țopârlani, curgând gros în scutecul democrat, România. Cetățene, slăbesc nervii, fi tare, fi eficient, cetățene, fi util, cetățene, fi fidel, cetățene, fi dedicat, cetățene, fi rezonabil, cetățene, crapă dracului la timp, cetățene! Thank you.